Partener general OTP Bank Emilian, casa ta e fix de rai, Rai pe pământ, rai, rai, rai. Trebuie să ai bani ca să faci așa casă. Dacă să ai bani ce trebuie să faci? Să? Trebuie să muncești. Trebuie să muncești și să ai coai. Și atât. Nimic altceva. Regula numărul unu sunt coaile. A, nu muncă chiar și pe primul loc e Da Pentru nu, că stai dacă muncești ca prostul... Muncești ca prostul, da? Cum, trebuie adică? știi să știi să-ți vinzi munca. Da, să te-o munca e diferită. Da. Eu am muncit, de, e ca dar eu am avut cu acele două chestii, două am, nici nu știu, două, da. da <laughs> nu am înțeles ce numeri, dar ok, e numera corect, cred că. Da, înțelegi? Ne-am pornit la lucru simplu, 25 de lei pe zi. La cules piepini și burișile de aici erau negri. Și eu zic, Doamne, oare când? Eu trebuie să fac în așa fel, ca să n-am 25, dar mâine să am 26. Luăm 27, 28, 30. Înțelegi? Dacă lucrezi și ești prost, nu mai lucrezi. Dar trebuie să știi cum să duci tot ca să crești, să evoluezi. Emelanda, dar, poate spune, că unii nu o să fie de acord cu mine, dar unii oameni sunt săraci și lor le place că sunt săraci. Da. Adică ei, ei n-au încercat să fac ceva ca să devină mai bogați. Ei, des auzim, eu sunt la lucru, 4000 lei, nu-i nu cum trebuie, dar eu sunt mulțumit. Mai rău să nu și... A putar unii vrei tu și bogat să milioane, dacă tu... Ei, mai rău să nu și... Dar pe tu asta meriți. Noi avem exact ceea ce merităm. Și ni se dă exact cât putem duce. Dar noi putem duce foarte mult. Noi nu conștientizăm că noi putem să răsturnăm munți. Asta Așa asta, am lăsat-o leacă de pauză, că și spun-o pe ribifc. tu, muntele, cum eu stau. și Răstori munții. munții. Am, fost la, la, Unii din, unii din oamenii care eu am postat pe internet, o, doamne, și suntem din educat ca nații, cum au putut să te doboare? Da, este incomod. Eu n-am văzut a fost un moment unde eu... oamenii. Erau, efectiv, mă mâncau m-am simțit Brady, Michael Jackson. Serios. Momentul când eu am terminat momentul de pe scenă și de la scenă să ajung la mașină, au venit femei, bărbați, copchii, plângeu, le plângeau, leșinau. Poliția erau vreo patru, s-au apucat mână de mână, iată așa, eu eram în mijloc și eu, ei nu mă puteau duce pentru că eu au blocat tot. Vă rog, mă, 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 că mă cărți la tiga! Deci nu cred. Da. Și pentru unii asta înseamnă că și că nu se educați din contă, ei sunt educați, ei pur și simplu, ei vor ceva să obțină. Eu vreau o poză cu Emilian, nu-i Da. Pentru că din, din cele 5.000 de, de, de oameni, numai 100 au avut poză. Dar cei 100 de oameni ei au vrut pe buni. Și au avut curajul. Pentru că asta nu se întâmplă că numai noi. Dar când se întâmplă show-uri, nu vreau să mă compar sub nicio formă. La fel acolo, oamenii se ucid. Măcar să-l atingă, măcar o, o beșină de-a lui, să son, o, neroasă, înțelegi? Pentru că da. e, Fani este o chestie riscantă, pentru că tu ajungi în valmașală asta, poate să poți întind, dar este un caif cum nu există în lumea asta. Când tu stai, un simplu băiețel de la negrie, care a avut multe drame în viața lui, și oamenii pur și simplu vor să moară pentru tine. E gata, eu nu mai pot, una cu plânjie. Te rog, m-a cel, fai, eu pot Să Zic, dă telefonul. N-am, da, pleacă, a ucat, telefon. <laughs> că m-am nimic asta internet. <laughs> Plâns cu tine. Plâns, nu, serios! Partener general OTP Bank. Deci educația noastră a creat o confuzie. Chiar și acum, după ce atâta se vorbește, uite, stai de vorbă cu fete tinere, că în momentul în care el vine și îi faci o scenă de gelozie, eu percepe asta drept faptul că îl ține la ea. Înțelegi? Dar nu... A, nu e gelos, nu te iubește. Da, nu ni s au vândut chestia asta. Noi am, noi am, noi am preluat-o pe pâine, noi am mâncat-o pe pâine, știi? Înțelegi? Dar lucrurile este să scapă din vedere sau uh, uite, eu te aștept, am făcut mâncare, uh, da, te-am așteptat, dar tu ai De ce știi când Uite, chiar eu te-a așteptat, da? Nu... Jepți, tu sunt ești nesimțit. O, e ectă deci Ce când încede? îți dă sentimentul de vinovăție, asta e unul din semnele de Manipu violență psihologică. De manipulare. Manipu de, da. asta, înțelegi, din tu începi să sunți vinovată. Dată viitoare tu schimbi comportamentul. Înțelegi? Până când el îți demonstrează că tu ești nimic fără el. Gata, mai departe să începe devalorizarea ta ca persoană. Înțelegi? Atât ai frumoasă iubirea când tu ești personalitate. Dacă ți-ai pierdut-o, trebuie să încerci să trebuie să încerci să-ți păstrezi și esența e. ta. Femeia devine victim și singură câteodată. De deci ce? Pentru că nu trebuie să aibă neapărat din partea soțului vreo, vreun semn de asta de care vorbim anterior. E singură, e vrie și conserve să facem, vrești conserve, vrești carier, vrești mam, vrești să fii, și mamă și amant în pat și cu mătră da și cu mătră și soții. Da de ce e vrea tot, Vre tot. Dar știi de ce e vrea tot? De ce? O, iubita mea. Pentru că unde e să mai găsești tu una ca mine? Din nesiguranță vine. Uite, atunci când tu nu ești sigură pe tine, că nu, nu există autosuficiența asta, ai nevoie de validare deci trebuie să fie laudată, el trebuie să înțeleagă că, că tine alta o să găsească, da, dar cum, borș tău e mai bun ca la mama lui, când ieși în lume, oamenii se uită cum arăți, când spui o vorbă, e vorbă, când unii își mai găsească încă una de asta. E că, e că de aici încep toate problemele. Și în timpul ăsta, femeile, pentru că chiar de mult ori am uh, discutat cu multe femei care își dau seama despre lucrurile astea, dar la o vârstă un pic mai uh, după 40, știi? Mm -hmm. Și zice, dar proasta am mai făzi. <laughs> uh, și făcut cumva. Dar cum? Tu să știi câte femei eu știi, mă tem, dar din astea cu care am discutat eu, dacă, dacă nu sunt peste 80% care, care, care fac așa o totalizare, știi, a, mareajului de 20-25 de ani, știi, Deci, și casa am făcut, și copiii am crescut, și pietre am tărâit, și mâncarea am făcut, și am alergat. Și, și, nu erau mașini de spălat? Da, și că el s-a deprins. Și acum eu cere asta de la mine. Că eu nu mai vreau pot. de la dânsul să noi să cumpărăm deci, o mașină de spălat, dar eu zic că asta eu o să aștepte. Și bagă banii ăștia pe care i-am câștigat amândoi într-o mașină pentru el. De ce? Pentru că problemele ei tot timpul sunt pe planul 2. Ele nu există. El nu e educat să trăiască problemele ei. Deci asta este o greșeală pe care o fac femeile pentru că așa am fost educate. În cuplul ăsta așa și vale, da, Galea și, da? da, da? da. Mă uit acolo și eu râd, da, dar undeva în sine mea spornește un fel de, vai de mine, dar să așa o grămadă familie în care uh, bărbatul e sub uh, cabluc? Sub... Nu e asta. Sau femeia îl desconsideră ca bărbat total da, femeia da, da. pe el. Da. Cu siguranță ai văzut așa pe și în realitate. Da. Despre asta zic, le-am văzut în realitate, de atâta ele o strânit nu doar umor. Dar și... Se, se regăsește lumea. Sau cineva chiar este așa, ca și sau cineva are așa neamuri, sau cineva are așa vecini, sau... Umorul poate și să, să facă ca oamenii să conștientizeze probleme sociale. Asta și scopul lui principal ca atare. dar bine, cine îl înțelege, ok. Hai să vorbim despre o rețetă a unui cuplu frumos. Poate comunicarea, poate libertatea, poate dacă ea îți cere să pleci și, uh, să ducă la saună de sară cu fetele și tu nu, să devii să posesie. Nu, e problema. adică că e asta e mai mare greșeală. Asta cred e ideea, da? Libertatea bărba. în cuplu. Da, absolut. Despre asta vreau să vorbesc, adică nu vreau da, da, să da, la da, tine da, ce da. se întâmplă. Nu, dar fiu dar fiu cum te tu? Care e cel mai... care sunt lucrurile care ar, de care ar trebui să țină cont un cuplu? Chiar dacă el în sinea lui născut, așa, natura lui foarte gelos și posesiv, mm -hmm. dar dacă, dacă conștientizează că dacă o oprești ea îți duc pe ascuns ceva. De-i pași. Foarte corect, dacă sau nu dai voie cu băieții la bere, îți duc fetele la vin, da? Este așa. Tot fișc, pe net a, deci, <laughs> dacă nu-i dai voi băiatului la bere, el îți duc fetele la vin. Da. Trebuie să fie spus din start. În general, omul trebuie să-și arăte drașii de început, hai să spunem așa. Ei, dar noi atunci ne arătăm măști? Bine, nu chiar... Noi vrem să arătăm cât suntem de crutăie? Asta și ideea, vrem, da. Vrem să S -s cucerim. Să cucerim, da. Și okay. atunci îți arăt că eu știu și pe bicicletă să merg, dar mm -hmm. eu și merg cu trolebusul, dar ca tare am și mașină. <laughs> Bun, va. dar e mult mai strașnic să fii mult timp în, într-un cuplu și să afli niște chestii care sunt imagine tot viața, nu? To să te pe mă, până e că așa fost. E, de dea mai târziu să, să, zic nu, relații, da? Făcă sunt așa persoane care nu pot să zic nu. Ei țin copii sau nănași sau părinți care le-au dat bani și cumpere apartament în cum doi. Așa. Ți lepezi de satana, nu mă lepăt că am copiii cu bânsă, știi?

Doamne ferești, ușid. Prima ce am făcut, am fumat o țigară, când am putut să ies în casă. Că Pentru eram curioasă. că eu interzis. Și asta. Prima și faci un bărbat care i scit acasă, că dacă ai te duci, că eu dacă așa te prind, că eu dacă așa te văd, prima și faci. Tot așa ești. De asta. Nu fumează, să duci în leva. Da, da, corect, corect. Corect. <laughs> <laughs> corect. Sau cel puțin caută, pur și simplu. Eu am avut băieți la lucru când noi am avut localul în Chișinău. Și unul dintre ei era căsătorit, absoția lui vine și permanent îl învinuie la între nu noi cu dânsul avem ceva relații. Well, într-un moment dat, noi am băut. Și stătem la vorbă și el a început, tocmai să-i tremuri vocea și îmi spune că știi, e ca eu un an de zile îs zacalibit în fiecare zi după lucru, că știu ceva cu dânsa ai, că tu te uiți la dânsa nu știu cum, că tu nu știu și Știi când te vinuiești într-un omor sau în ceva și tu n-ai făcut. făcut, și tu mă, nu mai, el, el și eu nu mai știu cum să-i explic. Și eu pur și simplu am cedat mi explic ceva. Și da, eu sunt bună alev. Prost atac. dar mă, nu mai pot să-i explic. Nu cum, o zic, că, hoți i la jis. O zic, știi? Și o zic, poate să-i facem un selfie. Sau poate să facem un selfie și să fac și Sasha selfie cu noi. Sau cum? Noi de-am ne gândim la diferite strategii. Știi cum să o scoatem pe dânsa din starea asta? Am vorbit eu cu ea. I-am zis, femeio, nu pretin, noi lucrăm împreună, deși tu te apropii uh, să vorbești cu dânsul așa de aproape. Pentru că noi lucrăm în club și noi nu ne auzim și că trebuie să vin la, să-i spun la urechi și am de spus, că altfel nu se aude. E ca chestii de -asta la a, care ajung la niște breduri, că ne joci cum să le zici. Noi nu avem așa ceva cu, cu Alex. Bine, n-am fost geloși o perioadă când eram mai tineri, când avem neapca o lecuță că belcuța după care lucrurile s-au aranjat. Cu cât mai mult noi ne dăm unul altul libertate, cu atât mai tare noi unul pe altul ne atragem. Libertate, deci pentru mine, noi și în șelăciune o vedem diferit. Noi cu el. Pentru mine, de exemplu, eu i-am spus, te rog frumos, te rog frumos, dacă tu ai să simți că iubești o altă femeie, nu te culca cu mine. În pat. Și te gândești la dânsa. E ca când omul cu sufletul e în altă parte, asta e mai justocă decât când corpul. corpul nu băl, e și e E ca și știi. Proce, trebuie să sacrifici timpul personal dacă vrei să obții ceva. E deschide Wikipedia și citește oamenii care te inspiră, oamenii mari cu realizări, cât de mult timp personal au ei. Și faci concluzii și gata. Și alegi. Și oricum rămâne riscul. Că nimeni încă nu, nu ți o garantat 100% că tu ai strigi timp personal și numai decât. Ai și de succes. Nu. Dar e cea mai mare, nu că cea mai mare, dar e, mai mare probabilitatea și ai exemplele, spunem așa. Adică tu ai parcursul ăsta. Shortcuturile tot timpul sunt dăunătoare. Adică tu ai să împuști peste noapte și cam tot peste noapte este duci. Dar de regulă oamenii care vin greu îi rămân după asta în timp. Așa exact, au făcut ca J. banii Cole. câștigați la loterie. Da, exact. Așa au făcut J. Cole, așa au făcut Kendrick Lamar, așa au făcut Eminem, așa au făcut Dr. Dre. Ăștia nu sunt rapperi care au împușcat peste noapte. Ii scoteau mixtape-uri și albume șapte ani de zile și, nu, și ei nu deveneau virale. Ei nu deveneau. Ei erau buni, erau faini, bravo, băieți, succes, dar ei nu împușcau. Asta așa e de fain, <coughs> putem să preluăm în orice domeniu. Da. Ești în afacere și n-ai împușcat foarte tare stai răbdător e acolo unde ești de rezistență, că trebuie și de perseverență. O sută de procente. Asta e doar, e, e asta nu mai repar. Cât de mult ai poți tu să reziști? Că dacă îmi puști dintr-o noapte, tot, tot într-o noapte poți cobori. Da, că înseamnă că împușcătura ta e bazată pe ceva neîntemeiat. Furat, necinstit, șubret, că altfel n-ai cum. Vlad, te gândești să te duci pe psihotare? Nu. Pe tine și te ține. Maximalismul? <laughs> Нику, ты не максимализм в Молдова. А с Нику, а с кем бэм, а с надим. Вот это. Когда родишь кордели, все ля вокали, которые из Иммануил, ты? Да. Мы дуем акулу, да, и сейчас, когда ты зисал с фашим. Май крезут, пи-о секунду. Что значит максимализм? Что ты цени Молдова Молдове, Влад? Оф, Nu îmi place să trăiesc în Moldova. E ca și mai să Deci nu îmi place în Moldova. Nu-mi place sărășia, nu-mi place nu-mi plac oamenii triși, nu-mi place că sunt puțini oameni în Moldova, că e doar un singur oraș în care se întâmplă toate lucrurile. Că suntem, că nu avem uh, o origine clar definită, adică noi o avem, dar noi nu am acceptat-o, nu, -am, nu am hotărât 100% ce limbă vorbim, cum se numește poporul nostru și încă ne batem capul cu asemenea probleme elementare când ar trebui să ne gândim la probleme de alt ordine, economic, social, medicinal, educațional și tot așa. Că ce altceva? Că avem 100.000 de mii de dependență, stereotipuri influențate de spațiul nostru este european în care ne aflăm. Dar ți nu-ți pare că pur și simplu mesajele care le-ați avut, voi scris pe carton, erau prea Oficial scrise, pentru că acolo era scris criza climei, sau cum ați scris-o, da? Climatic, criza da. climatică. Pe Nenia Vania de la țară nu le interesează ce înseamnă criza climatică. Trebuie să-i spui, arzi cu locul, cu calendar, mori, faci cancer, e rău, nu se poate. Adică, texte mai simple, debăgați spre oameni, nu se poate. Cumva, adică. Da, Am dreptate. ai dreptate să mergi pe mai mulți căi, sunt organizații de mediu cu care lucrez, le fac caricaturi, chiar și cu arderea plasticului, da? Hai să facem o caricatură imaginară. Despre jurnaliști, uh -huh. un jurnalist sau jurnalistă, un dicționar de cuvinte sofisticate... Neologisme. Neologisme, da publicul țintă. Eu pun și-o lăcată. Lăcată? Da. Peste dicționarul din neologism. <laughs> a care cheie jurnalistul nu găsește. <laughs> <că to -și. laughs> Hai să mai luăm o altă problemă. Sărăcia din Moldova. Uh -huh. Hai să o caricaturizăm imaginar. Asta tot. e o problemă socială în Moldova. Sărăcia. Cu tu corupția ai băgat foarte des. Cu banii, cu dronele. Uh -huh. Sus, care filmează în curțile celor sărași cu duhul. Hai acum, sărăcia. tot derivă din corupție, că asta e una dintre pricini. Și mai este aspectul că moldovenii vreau să răte bogați, fiind nu chiar bogați, porșuri și casă darmate sau drumuri stricate. Da. Nu, o Tesla prin glod, la izghita vechi Sau, mă rog, un sat foarte uitat de lume, știi? o Tesla în glod. Ia uite, Eu cred că să mă fac caricaturist, când am și mare. Cel puțin poți să fii... Uh, de idei. Da. Să mă și spui că am o idee. Tesla în glod. Tesla glod, izghita. cum iubești un om care vorbește lent? Ca tine. Și disperi la un bărbat. Lipsa empatiei. Înseamnă că tu nu rezonezi cu omul, știi? Tu nu-l simți, nu-l înțelegi. Dar tu, dacă nu înțelegi omul de lângă tine, nu ce rămâne? Nimic. Ce rămâne? O castrole cu bor? Și plită. E ca și cum, nu știu, ai avea un perete de sticlă la doi oameni. Și tu transmiți, el îți transmite, da, acolo, să oprește înșalatul, el, trăda, trădarea, în general, e dureroasă. Vreau să cred că aș pleca și nu, dar cel puțin ce am din situațiile de viață care le-am avut eu până acum, eu am iertat. Și care au fost motivele pentru care? De ce nu ai plecat? Că mi se pare că nu pot să plec. Că nu poți? Că nu ești în stare? Da, că nu sunt în stare să plec. Da, asta între timp s-a schimbat. Nu știu ce să spun. Nu știu ce să spun acum. Cum, e, cum ar fi, cum ar aș reacționa dacă m-ar... Păi deja e reacționat. Adică ai avut atunci, deja așa atunci, atunci, da, asta nu înseamnă că eu, eu o să reacționez la fel și acum. Da, pentru asta că, că experiența de viață arată că creierul nostru, dacă vede că o supraviețuit în decizia asta, uh -huh. chiar dacă lui a fost greu, uh -huh el lasă să tot pe asta atunci când a să aibă o a doua situație. Nu cred, Adică... Adică acum n-aș mai fi așa tolerantă. nu cred că... Nu cred că aș ierta. Nu înțeleg pentru ce să treci peste asta. Și să accept. Regret că ai trecut peste asta așa? Da, da, da. da. Trebuia să zic nu și mulțumim mare Da, Dar dacă este în joc un copil? Da, copiii, nu știu, înțeleg mai multe decât avem noi impresia. Și acest motiv foarte des întâlnit că noi rămânem împreună pentru copil îmi se pare un mare, un mare bred. Da. Și atunci cred că eu aș prefera să, să, fie mama și tata și copilul care să circule de la unul la altul. Decât, Decât cu... împreună și singuri. Și sufere. Da, da. Pentru că asta se reflectă. În, știi cum, te nervează și cum învârte lingura în am citit o frază apropo, fantastică. m-am uzat teribil. Și mi a plăcut foarte mult. E destul de banală, dar e așa de adevărat. Era de genul: dacă vă boiți să totă păтеряți, păтеряți și mai mult nu genial. Partener General OTP Bank. Tu în fiecare relație de dragoste te naști și mori, parcă, știi, relația care se termină. Oricum, tu, în forma aceea, e că tu ai început relația și tu te-ai născut în relația aceea. Da. Și ai parcurs, ai avut momente și de bucurie și de tristețe și de, mă rog, de cum o fost fi. Și după asta relația se termină și tu forma aceea ta mare. Și e, e dureros, dar, pentru că moartea e dureroasă, cum da, -a fi ea. Da, da, pentru că se termină ceva și tu, poate chiar dacă nu erai totalmente fericit, oricum, asta e un final și tu... Ah, termină viața ta -ta. foarte des și oamenii care nu au ajuns chiar, știi, la punctul cel mai înalt de durere, ei oricum se țin viață și oricum suntem să moară și oricum vor măcar mai în vor în cozi. An. Da, măcar în cozi, măcar în coluna. Uh, și, și exact așa e și cu relațiile uneori. Noi ne ținem cu dinții, deși poate nu asta nu ne trebuie și, nu, și noi suferim, dar uneori noi ne ținem de asta. Și atât exact așa, eu când mă uit în spate, eu atâtea experiență am avut și cu radio și cu facultate. Pentru mine, parcă este alte haine, alte bucăți din mine, care parcă bucăți fiecare... Mici de viață. Da, da, bucăți sunt mici vieți, parcă știi, și asta... Mie mi se pare asta super interesant, pentru că chiar eu, eu cumva... Uh, Aš visada turėjau kompulsyvą, obsesyvą asmenybę, ir, Dimitri, kad aš paminčiau, pirmąjį mano gândą obsesyvą, ir aš turėjau, vreau, 5-6 metų. Adiktai, splašėtai, visur, ranžati per antrąjį. Ne, aš turėjau šiltą, gandų, obsesyvų, apie ją, kai eu madušiam, spaudžiu, ir aš spaudžiu, žinai, o čia šeilau, ta, kuri grešti, ktini, ir. Nasipraneškas, nasipraneškas, jie spaudžiu, nasipraneškas, jie kamušiui yra kurškuvininteli, kad jie yra kurškuvininteli. Ir buvo gandas, kad ir aš jį repetavau, bet žinai, kaip buvo, prieštarau, kad aš repetu asta. 78, și apoi când și-a repet, nu asta mai scurt. Eu tot am avut asta, nu ceva foarte străin, dar nu întotdeauna. Da. Nu, no, eu am avut la mine el sorochii de mine tare. Și, <laughs> nu, de exemplu, erau și gânduri de foarte des evident, stând de tine gândurile negative și din păcate, da? că ele posibil că sunt mai intense și pentru cele pozitive și bune, tu parcă trebuie ceva să mai faci, știi, gen, nu știu, vreau să cânt pe, nu știu, care scenă. Tu pentru asta, tu poți să ai gândul ăsta obsesiv, că, eu vreau, eu vreau, eu vreau, dar tu mai trebuie să depui efort. De ca, ca, să spui că, da, nu n, n să ne sprânească, tu nu trebuie pentru asta nici să faci. Ah. și vă nu sprânească, știi, adică, nu, asta e, da, există așa, oamenii tratează așa afecțiuni. Eu am trăit mult timp cu, cu a, așa problemă, dar și eu nu știam și asta și știi cum la noi nimeni despre așa lucruri nu vorbește. Nu, că ești și șif, dacă da, vorbești, tu dacă tu trăiești e, așa și da. să la ești, da, jenii, ești bolnav. Da, noi toți vinem din generațiile și ele. Și... Slava Domnului înșeată stratează tratează acest da. pre preconcepție. Da, și din fericire în cazul ăsta există și internetul. Eu cred pentru oamenii care cumva nu știu să... Se... Mai, nu nu s-o la prima informație, dar studiază, știi cum medici tot timpul se enervează faptul că oamenii se autodiagnostichează, dar în același timp, eu cred că pentru mine asta a fost foarte de ajutor, pentru că în momentul în care eu încă nu, nu știu, nu mă simțeam ok să întreb de cineva sau să împart cu cineva chestia asta, eu am găsit pe internet diagnosticul, eu am înțeles că foarte multă lume trăiește cu asta, eu am înțeles că asta poți să și până la bătrâneț să nu trăiesc. dacă deja nu poți trăi din cauza asta, sunt pastile pe care tu poți le bei, sunt, ia, ja, ca este terapie, sunt multe chestii, metodii, dar da. e important despre de așa lucruri totuși să vorbești cu cineva. Uh, cu refugiatul s-a întâmplat și asta s-a întâmplat în primele zile chiar, toată lumea o sărit să ofere ajutor. Dar noi suntem oameni, noi putem oferi ajutor totuși limitat, în special dacă noi nu știm cum să ne reîncărcăm noi pe noi, da? Și este așa o chestie <sus> foarte faină. Dacă tu ții nu-ți poți oferi ajutor, fă un lucru foarte bun, nu sări da altuia. Fiindcă o să suferi și cel care tu dai, fiindcă o să ai tendința să dai mult prea mult, și omul o să înțeleagă că așa e normal să fie, știi, fiindcă el nu știe criteriul ce presupune ajutor, da? Și tu ești și omul o să înțeleagă că, uite, lui atât de mult trebuie să se dea. Și când o să vină altul și o spui, nu, 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 stai că noi nu, nu, oferim atât de mult, da? Noi nu zăm tot casa, noi îți oferim, uite, un scaunel aici. Pentru el o să fie, cum așa? Asta de acum nu-i pare disonanță. Da, Cognitivă putem da, numi așa dezonanță pentru că cognitiv. nici unul, nu, nici altul nu înțelege exact. corect cum sunt lucrurile exact. Eu am crezut că tu ai venit cu ideile astea da. dar eu să aduc numai un da, da. și dizonanța cognitivă care ne face dușmani exact. în loc să ne facă prieteni așa da. cum am înțeles la început Exact, și eu nu că apare un sentiment de furie de ură da și ulterior apar alte fenomene, discriminare, chestii de, da, care de acum sunt macro. Dar de tot începe. Nu sunt adeptă um, să-i ofer libertatea copilului în a lua absolut tot ce își dorește el, în a-i satisface fiecare capriciu din perspectiva că și de regulă observăm această tendință la familiile care, din păcate, au prea puțin timp să aloce copiilor și ei încearcă să le cumpere această lipsă de atenție prin acele gadgeturi, nu știu, dulciuri, haine, jucării, orice da. jucării ce își doresc copiii, sau se mai observă vădit această tendință, din păcate, la persoanele care sunt în divorț. Deci, cumva încearcă să suplinească lipsa celălalt părinte da. prin aceste achiziții. Cred eu că este. Înțeleg motivul, dar cred eu că nu este o modalitate foarte corectă de a educa și de a pune bazele unei educații financiare sănătoase la un copil, ca el să devină un adult responsabil, pentru că el trebuie să cunoască de la o vârstă foarte fragedă că sunt anumite limite, sunt anumite cheltuieli, sunt anumite nevoi și necesități și sunt anumite dorințe. Noi. În familia mea, când mergem la magazin, am o regulă. De regulă, de regulă, încerc să evit mersul la magazin cu copiii. Asta este regula numărul unu. Deci nu merge la magazin îți flămând, fă o listă de acasă și regula numărul trei, nu merge la magazin cu copiii. Te referi la magazin alimentar. Magazin alimentar, da, dacă vorbim la produse alimentare. Pentru că copiii sunt copii și ei sunt tentați și văd cu ochii și își doresc absolut orice. Părinții și nu însă, dar la casă stă tot exact. ce trebuie. La nivelul ochilor la, la, copiilor da, sau lor. cumva ca ei să... exact. Noi avem cu copiii setată o regulă. Dacă mergem la magazin, eu din start le spun. Au două opțiuni. Fie cumpărăm două lucruri pe care le vreați, fie le setează un buget. Astăzi eu sunt disponibilă să cheltuim 50 de lei pentru ce doriți voi. E bine să fii pregătit în viață, să-ți poți face o diferență dintre ceea ce este nevoie și ceea ce este dorință, dar în același timp, ce nu, ce nu practic eu, bine, soțul se mai întâmplă că mai scapă vorbele de genul nu avem bani, și eu mă, mă enervez la nebunie. Deci nu e bine el să spunem nu de, da. Nu e bine să spunem nu. copiilor că nu avem bani. Nu, Cum nu avem le bani atunci. sau nu ne permitem, deci este o greșeală din start pentru că tu creezi un stereotip, îi baci copilul în mentalitate și atunci când va deveni adult, el va crește cu dominanta aceasta în cap că nu, nu am, nu am de unde, nu, deci nu, nu te strădui să-i spui că, uite, săptămâna aceasta vom achiziționa acel produs și săptămâna viitoare, deci evită pe cum, măsura posibilităților fraza, nu avem bani, suntem săraci, nu avem bani, nu ne putem permite, deci este fraza care, din păcate, creează o dominantă la copii și atunci când ei devin adulții, cumva fără să cunoască acest lucru, sunt ghidați de expresiile respective în viață. Mm. Sexul dușe către Dumnezeu. Dar trebuie să fie un sex lipsit de interes, lipsit de da. simulări. A, mi bine. Nu, nu, trebuie să sunt pe să bunic, că e bine. Auzi, dar adică -ai... despre, asta, despre noi... asta sex vorbim, nu? Despre un sex tru, adevărat. No, <laughs> no, despre... Eu nu știu. pe mine nu mă interesează cum fac oamenii sex. Eu știu Ei. ce am ales eu. Adică... nu dat noi -ai la nu? Nișodată nu te uita la pornă. Știi cum? Mă găbjit odată Sofia când eu mă uitam pe Facebook și mi-au apărut niște porcării de este și m-am roșit așa de tare la față. Ei, dar porcării? Porcării. După mine, da. Porcării. Dar și spun de ce? Și eu s dat la mine. Mama! Tu lași și te zic eu am înțeles. Dar tu de unde știi? Mie și eu fost interesant. De unde mă știi? Și am stat și m-am analizat. E groaznic să te la așa ceva. Pentru că acolo nu e vorba despre despre cei ce simți. Dacă tu, tu scoți sunetele și dar în afară de durere, cât că tu nici nu simți. Da orgasmul și uniunea asta, bucuria, atingerii, bucuria de a simți, ea n-are treabă cu exercițiile fizice și cu lupte greco-romane. <laughs> Noi nu vorbim despre oameni care, care sunt ignoranți sau oameni, a? despre oameni care, care, care s-a iuriți. Noi vorbim tot despre oameni care, că eu, de exemplu, am vorbit cu Petru, Petru, ce păcat că noi nu avem trăit să ne ducem undeva să ne învățăm să iubi, măi. Adică cuvântul altfel l-am spus, dar mă rog, n-am fără da. 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 să acum. fără să vă fără să a fără să vă Noi nu vă noi să vă fără să am să am să 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 ne Hai să ne, învățăm. Hai să ne, învățăm, hai să ne ascultăm hai să ne ascultăm, ce simțim. Și de fain ar fi ca toate cuplurile să vorbească despre ce și vor Dar eu, eu, da, eu am vorbit cu Pietru despre chestia asta. Noi aveam doar o, o, singură direcție, de la bine la mai bine. Și nu e așa de gine când știi tu că ești protejată, susținută. Când de toate ai. Tot ai. Ai că eu vreau palat. Dar nu vreau eu palat. Dar ești gata de palat? Nu vreau. Ai să. în Dar nu vreau eu palat. Dar nu vreau eu, nu știu și acolo. Nu vreau eu funcție. Nu vreau eu roluri centrale. Nu vreau. Eu vreau și ei. Dar tu ai roluri mari. ofte mare încă. Ei, tu ai roluri la teatru <laughs> mai Tu ai eu roluri am rol... în filmulețe, În da. filmulețe În zâmbri, eu am. Eu am de toate. Am. Eu am în serialul tot. care a fost. Da. Și acum o să, o să fie și prelungire. Mm -hmm. Eu sunt Oprins. exact acolo unde trebuie să fiu. Și cum spune? Copilul neliniștit liniștește pe, liniștește pe mamă. <laughs> da? Serios. Asta este. Că ea că nu știu vrea copilul ăsta. Dar tu observi că tu de a o am să iei foc, tu nu poți să-i relaxezi, dar cum să-l liniștești pe el când tu, așa și eu, eu dacă sunt deranjată de ceva, eu nu-l pun pe copi, copil la dar să-i trimit lui cortizolul ăsta, simte tot, adrenalina. Cortizol asta și tot este un hormon al stresului. Exact. Și o să-l bag în el și el la fel a să fie deranjat și o să înceapă să plângă mai tare și așa că stau mama și copilul, așa se explică, deci mai ales în prima lună din naștere, uneori că apar așa scenii, că stă mama plânsă toată cu părul vâlvoci, nu știi ce să facă și copilul plânge. Așa apare violența. Așa apare sindromul zgățuitului ăsta, când copiii chiar se îmbolnăvesc și asta e foarte grav, la ei, copii, capul este foarte firav. de asta noi nu le legăm pe piernă, mai ales în primele luni. Nici de cum, că asta efectează chiar și creierul. Nu se poate așa ceva de făcut. Când eu și-l zgălțește, asta și îmbrășește, de organă, știi, vorba asta tu -te, te liniștești, pune copilul jos, da, el se plângă acolo două minute, du trage aer, spune, eu mă furiez, eu sunt furia asta, eu îmi vine să fac, nu, nu știu, unii le mai trag de un păr, așa, știi, Uuuh. se întâmplă, îi respira, își du-te la copil și ia-l în stare de cât de relaxată și așa. Tu nu poți la l ajut dacă tu... Nu poți. Ne-ai văzut să ai casă full pachet și mi-e frumos casă de mahala. Dar tu, în fiecare seară când, când vine oară să intre în casă, tu ești trist, tu ți trist, tu nu, ești, tu nu zâmbești prin casă, tu n-ai cu cine din casă și E despre asta piesa, ceva van E despre, ce? e despre tot asta, dar <laughs> concentrați concentrația a fost... Da, dar, da, e și despre asta, cumva. Că, ca tu ai tăiat, sunt ghini. Nu, reușit? eu copii n-am. Dar, Dar eu, tu ai am 37 am, de eu am, de, am 40, de am 40 și eu am 38 de două luni. Am. n ai făcut până amul, să faci de un încolo și mai înțelept. Ai să-ți crești copii ca un bărbat înțelept. Este un plus în asta, că toată Europa fac copii la 40 de ani. Da. Dar eu am, am întâlnit acolo chestii care eu am zis, blin, nu, eu nu aș vrea așa. Ce anume? Dar deja de cum să a primit, așa un copil la 40 când copilul tău abia are 20, 20 de ani, verde. Pil, copil, copil ce vrei la 20 de ani. Da. Când nu-i trebuie universitate, să-l înveți, să-l cumva, trebuie să și, dar tu ai 60. Da, Tată, ei la 60 sunt nici o știi? La 60 Eu, e, o, e europene. în soară, la 60. Eu, e europeni. De, de noi, asta zic. Dar noi bani oricum. Nu, eu totuși cred, eu dacă, eu, bine, eu cred că dacă eu, eu mai mult bă, eram de acord dacă eu deja avem copil la 20 și ceva de ani. Eu dacă eu avem azi, înțelegi că când, când, tu crești copilul și tu, tu ai, ai, 60 de ani sau 55 copil, short, copil, copilul tău are 8, 9, tu trebuie și drum cu dânsul, trebuie și îndrășești, plus minus, și tu trebuie... dar tu ești vă și altă generație, copilul crește vă și în altă generație. Da, da. Vă întâlniți, Înțeleg în, ideea, vă întâlniți da. întâlniți în conflict cu unii, tu nu ești de acord cu și el nu de acord cu tine. E... cum când eram copii, când a apărut să nu-ți dădeau voie să zicești la televizor cu îndele că televizorul. Știi? Adică... Nu ochi, da, televizorul. Da, văd, cu televizorul. Și înțelegi cum? Dar să că ai să ca o idee. Asta ar... Dar lasă să o strâi și bea să auto. Bine, atunci era alt timpuri. Eu știu, ce da, -o, da, -mi da. Minte. Dar am un timp, am mai ușor de trăit. Am mai ușor. Eu asta poate să-mi spună și n ar că ok, e greu de făcut banul, noi știm. Și tot timpul e mai greu și mai greu. Dar cumva da. nu azi ne permitem. Da. Eu, dar ori eu, suntem mai fericiți. Fericit, Ce cum? Ia ca unei puteți spui fericit. Poate tu ești fericită că tu poate azi îți pot să permite mult mai mult să oferi copilului tău decât timpurile care le-am trăit noi de. 20 de ani în urmă, când părința noștri atât de tare vrut să ne ofere nou tot ce vrem noi, dar ei nu au avut nicio posibilitate sau posibilitățile nu erau atunci deloc. Nu mm. era cumva. Și eu vrut. Știi, și tu ții mintea asta și cumva ești fericit până asta. Blin, măcar copilul meu e ca eu. copilul tău, eu reușesc să-i dau lui azi. Asta poate poți să ai cofie. Da, poți să fericit, că te ești fericit că tu da, îți, premiți, că tu îți pentru copilul tău și el nu se uită în gură la altul. Asta eu aș considera ca o fericire. Dar când ți-ai luat crasof, când ți-ai luat haine, când ți-ai luat televizor, plasmă în casă, când ți-ai schimbat iPhone-ul sau când ți-ai schimbat mașina, ai să-ți niște bucurii și niște cadouri ți-ai ți făcut. Și după asta iar ceva Să te Cum? Dar nu se învechește, se schimbă. Tu, 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 ești cu iPhone 13 în, în casă la tine, a, dacă la tine în casă nu ai de unde te hrăni cu energie, nu, -i, nu e omul ăla care să-ți dă energie, tot timpul ai să o cauți, energie, tot timpul ai să scucești, tot timpul ai să... Tu n-ai să... Tu trebuie să înțelegi că... Băi... Nu... Ceva se întâmplă, înțelegi? partener general OTP Bank. Tu vrei să îmbătrânești pe Costa de Azur? Da, eu cred că asta e blocul perfect unde tu ai fi dorit să îmbătrânești. Nu vrei că... în Moldova înapoi? Nu, nu. Acasă Dar ți lua familia sau ce și, și schimba? Aici mi-a rămas doar tata și mama. Și dacă aș putea să trec de, nu capricii, da, de acest bloc care mi-l pun ei în față, că nu, noi nu ne ducem nicăieri, noi rămânem aici. Și o să facem noi acolo. Eu foarte tare vreau ca ei să meargă să vadă. A, nu a fost niciodată. Nu. Mai ales eu vreau taica mea să vadă. El a avut o viață foarte grea. El a suferit. El știe că, că nu e ok așa cum trăim noi. El asta o înțeles din tot timp. El mereu știa că tot ce înseamnă comunism sovietic, asta e prostie. Mai mare prostie ca asta nu poate să existe. El știa. Și el, el, știa că acolo e altfel, că acolo e corect. Și el niciodată asta nu a văzut. Niciodată. Și eu anume vreau ca el să vadă. Chiar și la lui 80 de ani. Ah, da-i drumul pe și să le mai ținem la cânele mea să vadă chestia asta, măi, că eu plâng. Da, chiar și plâng, da, plângă și o suistă, plângă cât poți plângi. Eu sunt emotiv la mine, de fapt. Eu pot fi și dur, dar eu și sunt foarte motiv. Da, dar vorbești despre tata, pentru care, în mare parte, tu ai venit acum pe patru zile pentru tata. Pentru că el acum, din cât eu știu, a fost în spital, da, sunt și serio, tata tău are 80 de ani, el te-a făcut pe tine la o vârstă când era pregătit să-ți dă o, educa, <laughs> o educație de mai matură. El, el nu, el nu vrea copii, apropo. El e în a doua căsnicie acum cu maica mea. Mama mea tot nu avea copii până atunci, deci mama mea avea 37-38 de ani, ea m-a născut la 39, tata mea avea 45 și tata deja avea doi copii din uh, fosta lui căsnicie și el, nu, copii, plâns din noaptea, nu, nu, eu nu vreau lucrurile astea, dar mama, hai, eu vreau copii, vreau copii și ok, ladă, hai. Și deci, acum cred că e mândru. Da, acum mai bucuros, Cu <laughs> siguranță. Uh, tu spuneai că tata tău a fost în Siberia? Da. Spune-ne despre povestea lui. <fri> Tot se întâmplă din, cu uh... Cu știință și cu voia omului, știi? Adică omul face chestii, omul face război, da? Omul... Nu, Dumnezeu face război. Nu e asta. Așa vreau Dumnezeu. Dumnezeu, dacă ar și el, zic, băi, sunteți normal, eu nu, nu așa am vrut, știi? <răzări> eu am scăpat sub control tău. Ar, făcut... ar mai muri odată și ar învie, nu știu la care paști, știi, dacă ar vedea și da. facem noi. Sau... Dar, Pași... na, eu. Să zici că el vede și dacă, dacă, dacă lumea crede că eu, de exemplu, să, nu știu, sau oamenii ca mine cred că sunt niște fațarnici că se duc la biserică. Și... Fi, fi și așa, eu nu accept. Nu, să spunem, contrazic ideea asta. Da, dacă zicem că mă duc la biserică și îmi fac rușii, să zicem dacă sunt Ok, asta suntem. Nu pot, eu nu pot să mă detașez de ei și la noi s-au implementat de mulți ani. Adică dacă și bunica și trebunic, și dacă ani de zile, sute de ani de zile, oamenii s-au rugat la icoane, eu vi, nu pot să vin într-o zi. Da, poate să eu ticălos, nu pot, dar așa sunt eu, știi? Copilul meu o să facă el alegerea lui. Vrea sau nu vrea. N-a să-l influențezi nici ca cum. Cum vrei. și vrei. Și n-ai să-l înveți să creezi. n să-l înveți. Nici eu nu știu cum să-l învăț. Tatăl nostru știu. M-a învățat. asta l învăț și eu. Dar dacă eu nu mă îndoiesc de niște chestii, cum pot să-i explic lui, știi? Că mă copilul de patru ani, vorbeam ieri și zici că a, de Hristos a înviat, știi? Și da, dacă îi tu să în viață, explică copilului până la urmă și de unde în viață și așa mai departe. și mama copilul era împreună cu mama mea, îi explicau că el întâi a murit, știi, și pe mai mine. Dar și nu a murit. a murit. Și să mori, Bunica și să mori. Da, să mor și eu. Pa, leu, dar și jele s-au început. Că nu vreau, ca să rămân singur. Dar eu tot să mor. Copilul de patru ani întreabă, tot să mor. Eu nu știi ce înseamnă asta a muri. El deam am de asta. Frizerii în fiecare zi au și bani ne lasă la ceai. Așa avem o închipuire, Doamne ferește. Dar părinții erau contra un pic, știi, cum? Hai să spunem că ți de lasat, măcar că, tipă, anii noi e oraș. Dar, tipă, se logă rățcova, tipă, da? Dar, cum, frizier? Mai era încă unul un anii în frizier și, și așa se uitau toți cosă. Și eu așa tare să demonstrez că eu o să fac, că eu o să ajung. Așa că cel mai mare aprecierea mea, care o țin minte așa, știi, și dezamăgire în tot în același <laughs> caz, că, că eu pe atunci am frezat președintele Republicii Moldova. Pentru mine asta era, doamne, mulțumesc că m-ai auzit, <laughs> știi, tipa, <-fă? laughs> unde am ajuns eu. Uh, și așa ne s cu doamne ferește ce am făcut. Gata, eu pf, am ajuns acolo în trebuie, știi. Și țin minte, nici la telefon am putut să le spun

pentru că eu într atâția ani vroiam să demonstrez lor, în primul rând, că băi, că profesia asta, că parihmacher, 800 de lei au costat cursurile care le-am învățat eu. 800. Și în am dat pe fară și ți-am minte. Pe două perechi. Asta era 2004. Și zic, tu, de exemplu, din aiești 800 de lei, tu acum ai putut să-ți permiți o mașină, ai putut să-ți permiți, nu știu, o vacanță, orice îți dorești tu. Și nu m-a apreciat, știi? Ei nu înțeles. <laughs> <laughs> și eu zic, nu cum? Și tot, eu tot vroiam să l demonstrez lor că eu super, că la mine tata să fie, că eu să pot profesia asta să aduc, să-mi fac, de exemplu, da, în capul meu este o imperie, știi? Eu vreau să fac profesia asta multe. Și o să fac. Și atunci, eu așa tare m și că, dar m-am gândit că, tu trebuie să-ți demonstrezi doar ție tu nu trebuie să-i demonstrezi lui mama, lui tata, lui iubita sau lui fostă iubită sau cuiva în să faci asta. Da, 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 Tu asta faci pentru tine. Mai crezi că după asta tot s-a pornit așa de fain. Oamenii trebuie să atricească za bazar, știe? Tu vrei război? Tu lupt război. Mihai vitează pe asta îi spuneau Viteazu, Deci lumea nu-l asta a fost un mit comunist, i-a făcut PR după, știe? lumea nu iubea. Lumea, de exemplu, iubea pe baba Novak, care era sârb și era capitan în armata lui. Dar uh, Mihai Viteazu era viteaz pentru că el, ca totul era cu securea în mijloc. Acolo el era în vârf treghe. Știi? acum. Uh, aproape, da. Adică el era a să iei bot. Matei Corvin, când a luptat la Baia Mare cu Ștefan cel Mare, a primit o săjată, a fost rănit de săjată. Ștefan cel Mare, când a luptat cu turșii la Ismail, a primit o ghiulea peste Pilnas vaššų tuvėse, nu, eterio kurano, tu strata. Vam minėt, čia yra visą bazarą. Asta, e, disprejeti, kas tą varbia. Taip, pinturk, jie tik konsensusu, kai ležė į razbojimą, nė nu nenuram iš kada. Tai, kai Štefan Čelmar, jeigu ant kipio stoviš Moldovanka, jeigu ca... vojevės gospodariu Kornel, Kopkil, šitą dvienį, su šiaip į razbojimą, jie laivė simptomus, signalizavę šmeker, su rūgų ir puspidealu, de nu ir 1,400 m, išešą aprindėjo, štai, kai vėjo tušis. Okay. și vine ordin, că și tu vaca ți-o tai, ți -o zvâli în fântână. Cornel, pentru care saghi și șarc, el, tre el, tre el trebuie să aibă saghi și altfel, că bă. <gântu -i> da? E dus la armată și tu copilul și faci. Adică și crezi că era logistic, centru de refugiați, triere în uh, statul de lângă. Că tot timpul așa. Și după asta, hai, bun, o să o dus Ia ia scoate vaca moartă din fântână, care e de mare de câteva luni și bea apă de acolo, <gântu -i> De deci ce s -o acolo? Apoi asta era tehnica pământului perjolit, pe care folose, o folosea ștefan cel mare, că atunci când veneau tur și el ardea grâu, a, 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 izvoarele le infecta de apă, ca și ea să n-ai unde hrăni animale și bea Toată apă. Dar de ce cetățenii lui? Au, ia, așa, <laughs> da. Nu? E când ești sfânt, e uleaca altfel, alt rascuat, știi? și cum e. Eu chiar mă gândeam că am văzut o poză la un moment dat, o postare cu un tank și vreau să o dați deasupra. Și așa, te uiți, ok, tank și război, știi? Dar dacă te uiți mai profund, te gândești, bine, fiecare om e ca fiecare băiețel de acolo, de băiețel, efectiv, are 19-20 de ani, uh, are o emoție. Probabil are o frică, unul din ei foarte puternic, altul are un atac de panică în momentul ăla. Are da. părinți acasă. Orbeț, orbeț și nu tăți egal. Păi de asta, de de asta Ai și beți. Bat ca... Să, nu, nu tăți, dar zic așa ca și ideea de asta, ca budugheaști, antidepresiv. Legal. Antidepresiv legal, da. Știi că să zici că nemții în războiul, în războiul a mondial erau pe droguri, dar ruși pe rachiu, pe vodcă, pardon, Scuze-mă, eca că a apărut știri, știi că ceva și o violat storajul la un storaj. Cât de sex poți și un storaj? <gântu -s -mi. gântu -s> nu, am un serios, știi? Dar dacă ești bat, știi? După trei sticle de rachiu, deodată e devenit tot mai interesant eu sunt că eu să aici. Eu aici sunt om. Eu nu cred că m-aș regăsi undeva. Eu mă duc în vacanță o săptămână și eu ard în răbdare să mă întorc în Moldova. Da, eu când aud că ei cobor din avion și ești atât puti și tot neroasă și sui în taxi și taxistul. Păi, dar asta i țara ta. Băi, cum să te duci tu trei ani la Italia și să vii și să uiți limba română? Eu când aud prostii de este, eu, uite, eu i-aș două palmi și trezește-te. Noi nu vorbim de copii care s-au născut acolo, noi vorbim de oameni maturi care și-au trăit aici viața până la 30-40 de ani, s-au dus să fac niște bani pentru familie și vine și-au uitat cum se cheamă iarba și casa. Și... Şi... Asta tu și vrei să arăți. Cine ești tu înăuntru tău dacă tu vorbești așa? Și astea nu cuvinte pentru cărți. Asta arată esența unui om. Omul este plămădit din ceva, dintr un cad de suflet, dincolo de carne. Și când tu te duci, tu îți rupi sufletul ăsta. El aici rămâne. Pentru că Dumnezeu aici ți l eu nu, nu știu dacă se legat de metafizică, dar eu sunt că eu aici pot să răsuflu și să inspir un aer care e a meu. Aerul și trebuie să-l cumpăr în altă țară. El nu mi-a parțin. Asta e tragedia noastră. Cu oamenii sunt întorc nu se mai regăsesc. Prieteni nu mai au. Oportunități de lucru nu găsesc. Tot rețeaua lor de oameni cu s-a distrus. distrus. Știi ce se întâmplă? Și, omul Ei și nu față. mai știu unde vor. Și am cunoscut Rudi, care vin și când vin aici vreau acolo. Când sunt acolo, vreau aici. Pentru că acolo nu m-a regăsit, dar acasă ne-am rupt Ceva s-o rupt aici. Și totuși mă atrage acasă, știi? Și îți o confuzie în cap, nu știi și cu viața ta. Și vorbim. rup de rădăcini, știi? Că noi aveam cuvintele astea frumoase. Dacă rădăcini. am ști de unde ne pornesc rădăcinile, am ști până unde se pot întinde mlădițele mai tineri. Și dacă rupem rădăcinile, ele nu sprind în altă parte. Poate copiilor, născuți deja peste hotare, s-ar putea, deși tot să vorbești cumva de diasporă și de și părinți, dar de, de unde ți se trag. Și cuvântul ăsta ți se trag, uite, rădăcinile astea care cumva au rămas Din trage. Da. Știi, este în Biblie un verset, scrie iubește aproapele tău așa cum te iubești pe tine. Da, asta are așa un sens. Asta nu i pur și simplu tu iubești el pe aproapele tău, cum te-ai iubit pe tine, păi tu trebuie să te iubești pe tine, dar tu trebuie să te accepti pe tine, tu trebuie să te înțelegi pe tine, tu trebuie să te duci acolo în trecut, să înțelegi bucata ai stricat, unde a rămas, unde s-a spărat. să o pui la loc, asta e o muncă e enormă, în Un versetul tricat, ăsta, -o da? Să că... pui la loc, da. atât de frumos e explicat. Că... Uite și în, 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 în experiența mea cu David, eu, ca să, ajut, să ajung să-l ajut pe David, eu trebuie în primul rând să mă ajut pe mine, pentru că eu nu sunt de folos atunci când eu sunt debusolată, eu sunt um, îndurerată, eu n-am cu ce să ajut da. pe alții, pentru că eu pe mine încă nu m-am ajutat. Foarte ușor plec de unde simt că nu sunt apreciată, Uh, și foarte ușor plec unde nu, de unde nu înfloresc floresc. Acolo unde încep să mă simt în umbră, acolo unde încep să mă simt că nu, nu. că nu contez. Dar nu sunt o prioritate, eu plec. Și de la cel bărbat, marea iubire despre care tot am povestit, tot așa, eu îl iubeam enorm. Și el mă iubea, pentru că, na, noi și acum suntem înțeles că avem o relație frumoasă, noi știm de că pletenie. nu mai putem să fim împreună, dar respectul reciproc continuă și este și. Dar de ce am plecat de acolo? Că nu mai eram o prioritate și am să plec de lângă toți bărbații care nu o să mă pună pe primul loc. Vrei să fii cu mine, fă timp pentru mine, vrei cireașa din vârful pomului? urcă în pom și culege legea cireașă. Nu aștepta să cadă uscată și ofilită și atunci să o iei și tu. Și da, nu sunt o femeie ușor de ținut lângă, nu sunt o femeie ușor de iubit, pentru că eu am atât de multe pasiuni și dacă vii și încerci să-mi îngrădești libertatea mea, de ce să stau în colivia ta? Eu am plecat dintr-o colivie acum mulți ani, că nici nu mai știu câți ani au fost nu, nu pot. Ori vii cu mine și construim împreună un castel, o colivie mai mare în care să ne simțim amândoi bine, dar nu vii să mai închizi. Vostru, da. da. Sau, uite, nu suport geloșii. Am avut un reproș, dar de ce ai pus la postarea nu știu cui? Partener general OTP Bank Aliona, trebuie la Titania Podcast. Sunt oameni care nu au mâini și nu au picioare și cu gura fac ordine și fac mâncare. Și noi care avem mâini, picioare, creier, suntem sănătoși, tu mai ai tu pe eu, să plângi. Ceea ce trebuie noi să învățăm și să înțelegem și din război și din viața în genere, că e o minunică am apărut pe lume, că micro zomul și el sau cum se numește, el putea să nu să ducă în altă parte să moară. Toți și așa fac. Cât de rost nu fii copilul și cât de netalentat. Toți evrei, un evreu, n se să vezi care zic, Sioama, mm! Știi? Toți zic, tu să mai luci, ma, genial e chiar dacă el scârți două note la vioară. Și noi știm în schimb ce înseamnă adverb predicat și, ad, și uh, acolo teorema lui Pitagora, de exemplu, da? Foarte bine știm. E că eu și cum acum o să-mi minte. Deci nimic nu înțeleg în matematică. Zero tăiat în patru. Îți declar asta foarte deschis. Dar uh, suma patratelor catetelor este egală cu suma ipotenuzei, și era acolo. Și asta la mine undeva s-a întipărit. Pentru ce? Copilul Aliona trebuie rămas fără tată de la un an. Ei au divorțat, erau pr probabil prea tineri, erau probabil nepregătiți să fondeze o familie. Tot ce știu este faptul că banii de la cea nuntă uh, s-au cheltuit pentru un royal foarte mare, care ulterior a ajuns undeva într-o gospodărie prin Păjolteni, unde locuiau ei atunci. Undeva într-o gospodărie, pe urmă el a uh, rămas la, la, o casă de cultură, a fost dus după aceea cineva l-a luat acasă și după aceea niște găini săreau pe dânsul. Adică cumva așa, știi? deci investiți. vezi cât e de simbolic viața unor oameni, adică da, temelia lor S-a dus undeva așa, știi, ca vântul. Exact așa s-a întâmplat cât n-ar fi de straniu și cu viața lor de familie. Pentru că ea s-a risipit, el a decis că trebuie să divorțeze, că nu știu ce, el era așa destul de fluturat. Când bunica mea a aflat că el, propriu zis, vrea să plece, a zis, nu, pavlicut, nu pleci așa. Ăă, chemăm rudele, facem o masă mare, frumos, ok, eu fac masă frumos, ne adunăm, tu le explici la toți de ce așa de repede tu ai hotărât să schimbi viața, pentru că oamenii ăștia cumva, știi, datorează, ei au fost la nuntă, ne-au onorat cu prezența, cumva sunt parte din Familia noastră. Cât a durat că sunt Aproape 10 ani. Deci, era să facem aniversarea de 10 ani, dacă noi divorțăm, dar noi, de fapt, am divorțat când trebuia să ne aniversăm. În <laughs> 10 ani. Ce regret că n-ai făcut? Uh, regret că nu mi-am dat mie șansă. Că am avut multe șanse. Soarta mi-a oferit multe șanse și eu nu mi le-am oferit. Eu am putut să ofer eu șanse, dar eu mie nu mi-am dat nici o oportunitate. Nu am luat nicio oportunitate de la viață. Mai e măcar să fi făcut o greșeală. Da, ia-o, frate, măcar să știi să-ți fie ciudă de tine că tu ai făcut ceva, dar nu că n-ai făcut. Chiar că în viața asta mai bine să fie ciudă că ai făcut mai bine, decât că n mai făcut. Mai bine. Și să nu-ți pese de nimic și de nimeni. Mie tot timpul mă gândeam că... Cumințienea asta o aveai în re, relație da, să... da, Și tot am fost uh, uh, acuzată și condamnată cumva. Nu știu ce... A, deci ai fost cu minte, n-ai făcut, făcut, și eu de când n-ai făcut și tot ai fost... Ai fost da, rea. Da, da, <laughs> ai fost măcar... considerată rea. Adică s-a da, reproșat Da, da, da. Se, se era așa o chestie de gen... Uh, știi, cumva o gelozie sau oarecare, știi, care mereu ți se aduc niște acuzații pe baza geloziilor, ți se aduc niște acuzații. Acuzațiile astea pe nedrept sunt cel mai dureroase, măcar să mă învenuiești, păi dar să fi făcut. Păi asta. A, faptul că ai reprezentat țara noastră în teatrele de operă din toată Europa și în cele mai mari teatre de operă din lume, mm. te simți vreodată, micu? Da, eu tot timpul mă simt micuță cum mă urc pe o scenă din aia mare. ce faci? -ca că, că acolo trebuie să sunt mare. Dar asta e frumusețea mea. Asta este lucru prin care eu cuceresc. Uh, și autenticitatea mea. Eu știu că lucrurile astea, oamenii au nevoie. Oamenii ei, ei au nevoie de un om pe scenă. Ei n-au nevoie de un monstru. Ei n-au nevoie de un extraterestru acolo să vină și să le demonstreze lor că Dita mai, nu știu, știința despre nu știu ce. E pur și simplu o nevoie de un om, de o individualitate, de o frumusețe a ta, pe care doar tu o ai, a sufletului tău, a vocii tale. Și eu, eu mereu am știut cine sunt. Eu mereu am știut ce uh, calități am eu pe care alte cântărețe pentru că sunt foarte, să nu uităm totuși uh, lumea în care uh, eu mă învârt uh, toate mai ales acum tot tot vin, vin generații noi, generații noi e foarte greu să te menții, e mult mai greu decât pe vremuri. Deci pe vremuri era mult mai ușor, erau doar câteva cântărețe de operă respectiv uh, toate își puneau piedici unei alteia când intra pe scenă. Acum noi suntem atât de multe că ne rupem capul dacă începem să ne punem piedici la altele. Trebuie să te gândești cum să te menții tu pe drumul tău. Și Dar eu știu ce am eu și nu are alta. Eu știu ce are ea și nu am eu. Și este ok. Dar asta sunt eu. Asta e frumusețea mea. Poate la început, când aveau o asta de informații peste ei, pentru că e acum, dacă știți, omul că nu știa scrie și a citi, dar el știa apăsat pe butonul pe YouTube, OK Google sau OK YouTube și spui de numirea că el după sunet o auzit. El ar doi zile, el încă nu știe, să și poate cuvântul mama, tata, bineșor, el știe cum să o caut pe Elza sau pe Mașa pe, da. pe YouTube. Da. Și la început, poate, probabil, chestia asta de avalanș de informații și chestii, odată era o problemă. Pe urmă, ei vin mult mai imuni la atât fluxul de informații ca noi. Ei sunt mai imuni ca noi. Știu să filtrez mai bine. Da. Ei știu și lor de interesant. Și dacă tu nu ai... Și poate, faptul că tu e greu să captezi atenția omului, asta e un plus, pentru că nu o să, să consumi foarte mult informații pe care efectiv pe noi nu îl captează și asta pe lângă dâns foarte mult e, trash. Da, dacă eu se întâmplă să sufer de atac cerebral sau de amnezie sau de nu știu ce boală și ne se întâmplă să ne se jumătate de creier, poate, atunci și va mai rămâne din Andrei Bolocan și din amintirile mele. Cât voi putea eu hotărâși și voi spune, vedeți acum ce nu eu, eu mă iau în serios. La fragilitatea noastră. Nici despre dinții tăi nu poți să spui că să tei, tăi, că dacă ești bătrân, a, îi da. cad. După cum? Da, cum? nu să tei, tăi. Da. Și părul la fel, și a tău, și a meu, și a tuturor, mai cade. Iar unii mai crește ca la altul, poți să nu mai crească. Și atunci, practic, nici părul nu preia nostru. Și Știi, o mână, dacă o tai, e pus, uh, nu mai și ea noastră. Da. Înseamnă că nici mâna, practic, nu-s eu. Știi, este experimentul ăsta, eu nu știu dacă o să-l formulez corect, dar este, firme, apropo de membre, pierdute sau amputate, sunt oameni care mulți în la rând încă mai simt o durere imaginară pentru membrul amputat, chiar dacă el nu-i. Da, da, da. Și îți experimente vizuale în care tu erai înlocuit cu o mână manichin, după și era mâna ta gădilită cu pană, după asta mâna manichină era gădilită și tot ței. Tu poți proiecta în creier mult mai multe decât noi credem. Respectiv, la capitolul iluzii, noi pur și simplu ar trebui leacă și să ne dăm seama cât de mult din ce trăim noi, e o leacă iluzie, e o leacă măjitor. Era un, un, youtuber care recent a făcut un video care se cheamă Culoarea oranj nu există. Cum a explicat o unei persoane nevăzătoare? Și asta, culoarea oranj. Eu, în general, m-am mirat atunci când am primit întrebarea, dar tu ești, nu era, dar... Dar tu ești sigur că tu existi. Foarte bună întrebare. Și eu atunci și nu s-a Tu când dormi și faci? Nu știu. Dorm. Și ne controlează aparițiile în conștiință în, în timp ce tu visezi? Tu stai să și haos acolo, tu, tu, tu acolo poți să faci lucruri pe care nu le poți face în viața ta trează și tu le faci absolut normal, tu nu ești, nu ești oi blin, de ce eu zbor? Tu zbori, tu ești fericit, tu ești. suntem sunt să oameni care nu mai trăiesc în viață și tu poți să interacționezi cu dânși fără vreun șoc, totuși ești mort. Nu în jis, poate, deși în jis, spate. asta e o apariție în conștiința noastră noi, nu suntem apariți în conștiință, pentru că noi avem un spectru sau ochii noștri conectați la creier prin nu și cabluri și fire pe acolo, din materie și îți capabil să producă ca acest spectru de lunină. Faptul că eu am urechi sănătoase, eu pot să coleg aceste frecvențe generate de, de sunet. Lili Ieși ar asculta altfel podcastul tău. Poate le-ar mai tare. Sau cum, sau cum curge vinul în pahar. Ar auzi cu tot frecvențe noi suntem pur și simplu o întâmplare care e ca poate să facă asta. Găinile fac altceva, alții fac asta. Nu știu, trebuie pur și simplu să fim mega norocoși, să apreciem faptul că ni se dă în capacitatea noastră de conștientizare e ca și o bogăție de, de sentimente de la orgasm, sex, bucurie, x-nasc, copii, jocuri, certuri, scandaluri, emoții, frustrări, bali de absolvire, labe trasă prin curs de blocuri, tot ce vrei. Este, dacă n-ar fi. Hitler, când era copil, ai văzut fotografii cu dâns? Un comedian vorbește despre cum arăta Hitler copil. cineva se exprimă și că aș fi, dacă aș fi avut mașina timpului, aș fi mers și aș fi omorât pe Hitler în de când era copil. Sunt poze cu dânsul pe Google, vă rog să le cătați. Hitler copil. Mă știți atenți după asta, provider de internet <laughs> să nu declar că uitați poze cu Hitler. I -i, era copil, Hitler și Hitler era copil cum crezi el, la 5-6 la ani era și și după asta a devenit. Cum divi de și și ești? Partener general OTP Bank